Deci prima zi a fost agitată. Asta fiind primul meu film documentar. Spuneți salut! Ok, test de cadru. Nu mă așteptam să mă vacanță care să mă facă să mă simt productivă. A fost fain, greu, frumos, urât. A fost de toate, depinde de zi. Păi mă așteptam să fie mai ușor, dar a fost mai greu. Să stai așa pe stradă și să te duci după oameni e puțin mai greu pentru mine. Cred că se simțeau ei ciudat să fie filmat, dar eu nu mă simțeam neapărat super ciudat să-i filmez. Mă simt ca o turistă din aia din Japonia sau ceva care se plimbă așa în continuu cu camera de filmat în mână. A trebuit să mă implic destul de mult, ceea ce de obicei nu prea fac. Eu aveam impresia că documentare sunt doar alea de pe National Geographic cu animale sau numai chestii științifice. Când am venit, nu prea știam nimica. Nu știam ce trebuie să fac, ce trebuie să filmez, cum trebuie să țin camera sau cum trebuie să fie lumina. Am învățat că nu e bine să filmez în poziție verticală, ceea ce a fost șocant. Nu mă așteptam la chestia asta. Cream că o cameră când filmează poate să filmeze și cu blitz. Un lucru pe care l-am învățat în cadrul acestui atelier a fost cum să fac oamenii să se simtă bine în fața camerei. Totul e la un buton distanță. Trebuie doar să apeși butonul de registrare și poți să prinzi aproape orice vrei. Oh. Am filmat din greșeală, las că avem un cadru cu tine, Isa zâmbește. Mamă, și blitzul ăla, perfect. Ăla e atât ok decât imaginea? Pentru. Mi-mi place. Mai greu a fost la montaj. Mie mi s-a părut cel mai greu montajul. Adică nu-i greu, doar că e puțin așa mai fragil, nu știu cum să zic. A trebuit să avem răbdare multă. Și mi se pare destul de interesant cum se adună toate ideile tale și creezi un film. Nu știam ce e la premier până acum, am aflat. Este masacru. Chiar dacă tot învățam câte ceva, învățam într-un mod distractiv și puteam să zicem ce vrem noi fără ca să avem frică că zicem greșit. În momentul ăsta, tu ți-atribuiești niște trait-uri când înveți tot mai multe chestii pe care poți să le folosești mai târziu în alte scopuri, de exemplu. Mă așteptam să nu creăm o relație așa de strânsă cu coordonatorii noștri, adică într-un fel ne-au devenit și prieteni. Sunt chiar mulțumită de ce am făcut aici. Mi se pare că multă lume are nevoie de deschidere de asta de chakre și să învețe să și filmeze, fiindcă până la urmă filmul e viață, viața e film, se leagă. Magic. Montajul a fost greu. Montaj, știi? Tuturor li s-a părut că să stai afară în ploaie să filmezi nu a fost super complicat, dar să stai efectiv înăuntru pe scaun să lucrezi la calculator 2 ore e imposibil, frate. E imposibil să faci așa ceva, știi? Să mergi să filmezi 8 ore pe stradă sau pe acasă și să filmezi oameni necunoscuți, așa. Aia a fost ok, aia nu a fost greu, știi? Dar toată lumea a zis că montajul a fost masacru. Urmăriți-ne în continuare.